Mătănii caut să mătuivesc, cu umilință și speranță întrăznesc, slugă să-ți fiu, gingașă poeție. În bogăția ta n-am să buzuresc, te voi sluji și în dulce armonie, sufletul meu, plin de bucurie, mă ajută drumul să nu-ți rătăcesc. Revin de pe cărările umbrite, spre frumusețea luminii scânteind, și dragi cuvinte încă nerostite, doar ție aș vrea să ți le trimit șoptind. Rămâi, iubirea mea, în veșnicie, toate ale mele ți le dărui ție, poezie. Stabilește redactorul șef când închide dezbaterile, pentru că noi suntem și la dezbatere. Îmi permit să felicit pe toți aceia care, și de fapt aici intră toți, într-o formă sau alta, au contribuit la realizarea revistei. Vedeți că am revenit cu claviaturile de la două într-una, adică două numere într-o ediție, care a fost de domeniul a ceea ce scrivăm să nu se mai întoarcă vreodată, adică parcurgerea. Și ele am revenit la, sau s-a revenit, la trimestrea propus. Felicit în mod special pe domnul profesor dr. Adrian Dancescu, care a avut curajul și s-a îndrumat la o asemenea activitate. Îl felicit și doresc succes. Succes pe care cel va asigura prin colaborarea cu noi toți. Nimic nu facem de unii singuri. De diluzii. Nimeni nu este de neînlocuit. Avem nevoie de împrospătare. M-am retras din redactor șef. Pot să fiu sau să nu mai fiu ceva. N-are importanță. Sunt un om iubitor de poezie, de literatură în general, de cultură și ca dumneavoastră toți și venim să ne manifestăm și sperăm să nu ne mai întâlnim cu animozități de genul celor la care ați fost prezent și pentru care vă cer eu personal scuze. Se cuvine să amintim că revista n-ar putea să iasă fără o contribuție substanțială majoră de bună calitate și de pe care o contează ani de zile, doamna culegătoare de text și tehnologată a revistei Narcisa Ivota. Tuturor vă mulțumesc, vă cuprind cu toată dragostea, cum am spus de atâtea ori, și nu e un slogan, și nu este ceva de alegere, ceva de campanie. Eu nu fac niciodată campanie în afară de aceea a interesului revistei, claviaturii, revistei Ritmul Brașovene, Ligii Scriitorilor Brașov și tuturor celor care, într-o formă sau alta, se implică în această realizare. Mai spun că nu sunt interesat de nicio funcție de conducere de nicăieri, pentru că este zero și nu valorează nimic o funcție dacă nu o onorez din toate punctele de vedere. Și avem nevoie, cum am spus, de schimbări, de schimbări. Vă rog respectuos, pe nu nominalizez, suntem toți aici, toți. Suntem cei care suntem. Și vom fi cei care vom fi, dar toți am fost și suntem ce suntem, dar nu vom fi ce suntem și nu vom fi ceea ce am mai fost. Totul trebuie să se schimbe. Și dacă nu acceptăm schimbarea, vine tăvăduri în istorie și ne cază. Ne face una cu formă. În formele în care suntem capabili să ne exprimăm, vă rog, chemarea este spre a ne exprima frumos, elegant, cu bună înțelegere, cu bucurie, spre frumos. Sunt persoane mai puțin în vârstă care se gândi cu expresiune, dar chiar dacă sunt mai puțin în vârstă, au aceeași experiență și au curaj. Trebuie să ai și curaj. În timp, doi, intervine inerția. Nu ne dăm seama.
Ne uităm în oglindă și încă suntem tot noi. Nu mai suntem tot aia. Să avem curajul să ne alegem conducători, consiliul de conducere, coordonatori, promotori, de așa fel încât să asigurăm mersul înainte a acestui proces. Iertați-mă dacă am spus prea multe. Am vrut să fiu convingător, că am reușit să nu mă atrează. Patetismele nu mă caracterizează, ci adevărul. A spune adevărul, repet, nu înseamnă a lăuda pe cineva sau a te lăuda pe tine, ci a mărturisi. Avem nevoie să fim mărturisitori noi față de noi înșine, să ne recunoaștem limitele și să privim înainte.